De iarna viitoare vom avea gaze și din alte surse decât din Federația Rusă, inclusiv din Marea Neagră. De altfel, un prim pas în acest sens a fost făcut. Conducerea Romgaz a aprobat achiziția acțiunilor Exxon pentru gazele din Marea Neagră. O tranzacție de peste $1 miliard, a anunțat ministrul energiei Virgil Popescu. Romgaz trebuie să depună o garanție de $106 milioane, iar tranzacția se va finaliza în trimestrul al doilea al anului. Totodată, șefii de state și de guvern din Uniunea Europeană sunt pe cale să ajungă la un acord pentru a achiziționa în comun necesarul de gaze pentru întreg spațiul comunitar. Exploatarea gazelor din Marea Neagră a început, deci practic cei de la Black Sea Oil and Gas au început în urmă cu 2 ani de zile și sunt pe punctul de a fac deja testele de a introduce gaz în sistemul național de transport. Deci o să avem în această vară gaze din Marea Neagră în sistemul național de transport. În momentul când se va stabiliza producția, vom avea 1 miliard de metri cubi în plus gaze în sistemul național de transport, gaze din Marea Neagră.